Dragi prieteni, după această introducere pe muzică interpretată de Mișa Grosu Band, începem ediția de această după amiază a Vânturilor Valurilor. E o emisiune mai specială în memoriam Ion Druță. Invitații acestei seri sunt scritorul Andrei Țurcanu și maestrul Vladimir Beșleagă. Îmi pare bine să vă văd în acest platou. Mulțumim pentru invitație. Da. Ion Druță a trăit o viață lungă. Viața, această lungă existență a fost marcată de mai multe evenimente care au rămas ca niște borne în istoria noastră, în istoria lui. Traseul n-a fost întotdeauna lin și lipsit de hopuri. De la cuvântarea la Congresul al treilea al scriitorilor din 65, unde a pledat pentru introducerea alfabetului latin, la cuvântarea din 27 august 1989, în Piața Mare a Adunării Naționale, până la celebra butadă cu coborârea din căruța națiunii. Aceste ultime 10-12 zile au fost marcate de discuții intense, furtunoase, ireconciliabile, poate, pe alocuri, și toate canalizate pe acest destin și acest traseu deloc simplu. Hai să începem de aici, poate, să încercați să ne explicați de ce s-au întâmplat lucrurile astea, de ce după moartea unui scriitor, și nu a unui scriitor oarecare, ci moartea lui Ion Druță, aceste discuții continuă până în ziua de azi într-o manieră atât de dramatică, dacă vreți. Andrei Țurcanu. Dramatică și virulentă. Și virulentă, corect. Cu multă ură și cu multă părtenire. Pentru că s-a ajuns până acolo că personajele lui, în 1940, se zice, da? S-a spus, adică pe Facebook, în 1940, Onache Cărăbuș este dezbrăcat de către români chipurile de chiloți. Așa. Deci, deși chiloți au apărut în coace, odată cu apariția lui Șor și a altora, da? Care trebuie să-i cumpere. Am făcut această, poate, cum să-i zic eu, malițioasă introducere, pentru că cred că Druță merita o altă înmormântare și o altă la sfârșit de drum, un alt fel de a fi petrecut la cele veșnice. Dar nu este un traseu rectiliniu. Este un traseu cu multe sinuozități. Mai ales după 90. În schimb, are un traseu regal, aș putea spune totuși, în literatură. Care, cred eu, acesta ne-ar interesa acum și în viitor, mai mult. Pentru că în acest traseu se regăsește destinul nostru în jumătatea aceea de secol, din 40 sau poate chiar și mai înainte, din 18 până în 87. 87, când a fost scrisă piesa Cervus Divinus. Ce s-a întâmplat după 90, pentru că după 90 e vorba de deraierea lui Druță într-o direcție care i s-a spus mai degrabă oportunistă, de trădător, de vândut Moscovei, etc., etc., etc. Toate calificativele au fost folosite
zilele acestea. Toate, absolut toate. Așa. Deci, acest traseu după 90 politic sau publicistic, da, are multe căderi, explicabile în parte, cred eu, sau în mare parte explicabile și orgoliului său de scriitor și mai ales orgoliului său de a fi un apostol al neamului, cum s-a vrut în permanență în cei 40 de ani de când a plecat la Moscova până în 90 încoace și până, cred eu, până în ultima zi a vieții sale. Deci acest orgoliu care într-un fel a făcut festa pentru că a crezut că îl satisface printr-o relație hai, nu zic amicală, dar o relație de colaborare cu puterea, da? Politică, cu puterea politică. Ori să, puterea politică, cum am zis eu într-o poezie la noi, vine în permanență de la diavol. Nu este curat. Și orice încercare de a face o joncțiune cu această putere, întotdeauna apare o umbră, apare o umbră, da? Asupra celuia care încearcă să facă această joncțiune și, evident, Druță fiind mare, fiind în văzul tuturor și mai ales așteptându-se de la el mult, 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 mult și multe, evident și greșelile lui sau umbrele care s-au suprapus asupra lui din acea colaborare cu politicul au fost mai grave, mai dese, mai dense și mai dramatice. Maestre Beșleagă, cum s-a întâmplat lucrul ăsta? De ce odată cu plecarea lui Druță în neființă au fost declanșate aceste discuții? De ce un scriitor de talia lui Druță n-a putut să-i împace pe toți? În primul rând, aș vrea să spun următoarele. Sunt absolut stupefiat de ceea ce am aflat de la colegul Țurcanu, Andrei, când media, în internet, în presa electronică, s-a declanșat această campanie și această ură și această atitudine critică față de un om de mare talent și de mare operă, de mare valoare în istoria neamului nostru. De ce spun așa? Pentru că eu acum am pierdut vederea și nu mai pot urmări să citi în internet ce se întâmplă. Și când am aflat chiar acum câteva clipe înainte de această emisiune despre ceea ce se întâmplă în presa electronică, în internet, am fost pur și simplu siderat, întristat și înveninat chiar. Este o trăsătură urâtă, scârboasă a neamului nostru sau a unei părți din neamul nostru care să-și reducă, să-și atace, să-și ignore, să-și distrugă valorile cele mari. Asta am remarcat și alți oameni psihologici prin neamul nostru. Neamul nostru are o slăbiciune, are multe calități, dar și are și o slăbiciune. Când am sărbătorit noi 300 de ani al lui Miron Costin, care a fost asasinat, și eu am ținut un cuvânt și înainte de a mă documenta am studiat istorie multă și mi-am spus de ce și-a pierdut capul Miron Costin. Din cauza fratelui său. Din cauza fratelui. Și-am emis-o drept. Măi, cine ți-a scos ochii așa de adânc? Zice, fratele meu, dar de ce așa de adânc? Pentru că ți-a scos ochii, frate, el s-o scoate mai... Deci este ceva ireparabil și...
Dar există și o explicație. Povestea e lungă, de la Cain și Abel povestea ține cu frații. Acum, ca să revin la ceea ce a vorbit domnul Andrei Țurcanu, eu consider așa, iată, am aici o carte care se numește Eropenitatea romanului românesc, în care figurează 52 de romani românești din ambele zone ale românilor și de dincolo de Prut și de aici. Și Druță este trecut cu povara bunătății noastre. Și titulatura pe care autorul sau denumirea pe care i-o dă Ion Simuț spune așa: Cântarea Basarabiei. Cântarea Basarabiei spune totul. Chiar dacă este o paralelă cu Cântarea României a lui Rousseau, Cântarea Basarabiei este pentru că eu consider că Druță este cel mai indicat, numit rapsod al Basarabiei, al pământului Basarabiei, așa cum l-a văzut el și așa cum este în mare parte. Cântarea, rapsodul Basarabiei. Acum să vedeți, dumneavoastră, de ce a apărut aceste critici. Pentru că în ultima lui carte, care a apărut recent la Moscova, nu, la Academia Română, Daciada, el se oprește la originea dacică a românilor. Deci merge la surse, la origine și vede cum a fost acest neam, pe ce bază s-a născut. Și are un personaj care îl numește Firea. Un personaj bizar, un personaj interesant. Mai încolo, dacă o să am ocazia, am să spun. Druță a mers cu evoluție, cu o cale, o cale foarte complicată. Druță nu este singurul poet sau scriitor din scriitorii lumii care a pactizat cu politicul și și-a compromis sau și-a diminuat opera. A pactizat cu diavolul. A fost mulți, inclusiv Creangă. Creangă a fost un mare moldovenist și mare naționalist. Una este opera scriitorului și asta alta este opțiune sau preferințele lui politice. Și nu trebuie să le încurcăm. Da. Nu trebuie să confundăm cu ele. Uite, asta este ideea care am vrut să o spun. Da, maestre, mergem mai departe, dar de dragul adevărului aș vrea să fac doar o precizare. Tot ce a apărut pe internet în zilele astea, nu cred că a fost o campanie, cu atât mai mult o campanie de ură. Pur și simplu, cei care erau din tabăra pro-Druță au prezentat lucrurile astfel, încât să pară că ăștia care au obiecții față de, și inclusiv opera lui Druță, sunt cumva niște pigmei măcinați de un sentiment. Care nici nu cunosc opera, nici n-au citit-o. Asta a fost precizarea, nu intru în polemică. Mă uit cât timp avem. Timpul curge mai repede decât presupuneam eu. Aș vrea să discutăm foarte pe scurt despre câteva momente importante pe care le-a traversat și Ion Druță. Congresul 3 și cuvântarea din Piața Mare a Adunării Naționale. Să vedem două fragmente mici de la Congres și din piață și revenim să le comentăm. Dar despre limba noastră vreau să spun că, în primul rând, sigur că noi continuăm să așteptăm, fiindcă altfel alta ce putem noi face, continuăm să așteptăm când în cel din urmă o să avem un alfabet latin care este atât de natural să corespundă limbii noastre. Eu, tovarășilor, sper, avem în sală oameni de la
conducerea Republicii și eu cred că aceste aplaudismente nu o să fie lăsate pur și simplu pe seama bancurilor mele umoristice, dar o să fie luate ca o dorință a scriitorilor noștri, o să fie transmise și discutate în cele mai înalte foruri. Da, și acum revedem și cuvântarea din Piața Mare a Adunării Naționale. A nu fi stăpân în propria ta casă înseamnă, până la urmă, a fi dat afară din musafirii pe care i-ai făcut loc în casa ta. Niciun popor, zic eu, nu poate primi să fie dat afară din propria sa casă, dat afară din propria sa limbă, dat afară din matca străvechilor sale datini și obiceiuri. O să o spun din capul locului că, rostind aceste cuvinte grele, nu avem în vedere un anumit grup de oameni sau o anumită națiune care ar fi vrut cu tot din adinsul să le facă rău moldovenilor. Vorba e de un joc crunt al împrejurărilor istorice, care vine de aproape o jumătate de secol, oarecum de-a curmezișul intereselor noastre naționale. Ne-am amintit de aceste momente importante pe care le vom comenta ceva mai târziu. Acum însă aș vrea să discut cu un scriitor de la Iași, Ștefan Susai, care se află într-o legătură prin Skype cu noi. Ștefan, te salut, ne auzi, da? Da, bună seara. Da, aș vrea în 3, maxim 4 minute să vorbim despre relația pe care ai avut-o cu Ion Druț. Ai fost de mai multe ori acasă, ai o carte, scrisori către Ion Druț. În aceste zile turbulente, zic eu, ai și publicat pe Facebook fragmente din această carte. Eu o citim cândva de mult. Cum vezi tu aceste discuții, dar și mai mult m-ar interesa, cum caracterizezi natura relațiilor tale cu Ion Druț? Cum este greu să vorbesc despre relația mea cu Ion Druț. L-am cunoscut la el acasă, la Moscova, nu prea primea pe nimeni acum un sfert de secol. M-a primit, am discutat câteva ore, am mai revenit o dată și încă o dată de mai multe ori. Ultima oară când am fost la el acasă în august 2019, îi dusesem din Moldova, din satul Ciorobcani, un colac, un ștergar moldovenesc și o sticlă de vin și o scrisoare. Și le-a așezat pe toate pe masă în sufragerie și a citit scrisoarea aia de la femeile din sat, a citit scrisoarea în picioare, spunea: ții minte că o scrisoare trimisă din sat astăzi este ca o scrisoare ce era trimisă în timpul războiului de pe front. Am ținut mult la Ion Druță și îmi pare rău când văd ceea ce se întâmplă astăzi, dar scriam și în cartea scrisori către Ion Druță despre această râvnă în a dărâma vârfurile de odinioară. Și chiar cu o zi înainte să moară Ion Druță, cineva de la Chișinău, cu foarte multă ură pe care nu o înțeleg, spunea: Ion Druță este omul Moscovei, Andrei Lupan nu avea valoare, Samson Șleahu era nu știu cum, Costencu a pactizat cu cei care l-au deportat. Vă spun, cum spunea și maestrul Beșleagă, eu nu am văzut atâta dorință de a dărâma mituri. Și mă gândesc, poate să spun așa, pentru unii este convenabil că Ion Druță nu mai este, că nu poate vorbi. Este convenabil că Ion Druță a trecut direct și a rămas în istoria literaturii și astfel unii, într-adevăr, cum ați și spus, pigmei, fără valoare, spun despre el ceea ce au spus la rândul lor despre Eminescu, că era nu știu cum, că era bolnav, că era... Deci este poate în gena noastră a poporului să ne atacăm valorile. Ion Druță îmi spunea la un moment dat la Moscova, îi spuneam, uite, vă atacă cu tare, fără să dăm nume. Și el îmi spunea: Ștefan, cine sunt cei care mă atacă? Și eu îi spuneam, păi măi, cine sunt cei care mă atacă? Și în sensul că ce valoare au. Și îmi spunea, chiar la ultima întâlnire la el acasă,
Eu nu trebuiesc nimănui, nici Moscovei, acolo în Rusia, nici Chișinăului. Și era așa, era un pic, era lehamite cumva de ceea ce se întâmpla cu lumea literară, cu... Se retrăgea așa și mai mult discutam la un moment dat despre sat, despre oameni. Îl interesa foarte mult ce se întâmplă în sate. Cumva să evităm să mai discutăm despre lumea literară și despre toate acele discuții în care pur și simplu nici nu se mai pomenește acum de Andrei Lupan și de alții. Bun, Ștefan, îți mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Ce am vrut să discut cu domniile voastre, pornind de la cadrele documentare pe care le-am văzut, anul 65, Congresul 3 al Scriitorilor, maestre, erați acolo. Exista vreo premiză, existau semne clare că un asemenea discurs care pleda pentru introducerea sau revenirea la alfabetul latin ar putea avea succes? De ce a rostit Druță atunci această cuvântare? Întâi și întâi trebuie să desenăm sau să elucidăm sau să schițăm care a fost contextul istoric și cultural și social. În primul rând, faptul că după moartea tiranului Stalin și după debarcarea cultului sau dezavoarea cultului personalității, s-a proclamat sau s-a instalat o perioadă de libertate, de libertate de creație. Atunci au apărut lucruri foarte interesante. Atunci s-au deschis porțile spre cultura românească în genere. Au venit cărți masive, s-a făcut librării, s-au făcut tot. În perioada aceea s-a format o generație de poeți care s-a format în perioada acelui dezgheț hrușciovist, cum îi spunea, care au fost și au reprezentat onoarea și obrazul și frumusețea. Și Vieru, și Petru Cărare, și Andrei Țurcanu, și Cutare, și Cutare, tot. Și după aceea, s-a dat libertatea la credință. Și bisericile, în 2-3 ani, au înflorit. Mănăstirile au înflorit. Și când și-a dat seama regimul comunist că aceste lăcașul sfinte capătă tot mai mare autoritate și popularitate, au început închiderea bisericilor. Și dărâmarea și închiderea. Au început închiderea și au fost închise zeci, sute de biserici, mănăstiri și toate astea. A fost o luptă teribilă. Și în perioada aceasta, scriitorii au realizat sau au profitat de poziție și la revista Nistru a venit la conducere Miniuc a fost 3 ani de zile redactor șef. El a publicat revista asta, a redactat-o. Ăsta, Nicolae Romanenko era adjunct. Coroban a publicat pamfletele lui acolo împotriva regimului tot. Și pe urmă s-a produs un recul. S-a produs... acea plenară din 59, din septembrie, care l-a blamat pe Coroban, l-a blamat pe Cărare, l-a blamat pe Meniuc și s-a instalat un fel de regim așa urât și scris, care a pus în mișcare forțele de rezistență ale tineretului și timp de 5 ani până la congres nu s-a vorbit de literatură nimic. A fost primul congres care s-a produs, s-au derulat în limba română. Nu a fost. Celelalte erau ruși pentru oaspeți. Continuăm discuțiile după pauză, după ce ascultăm Mișa Grosu Band. Thank you.
Continuăm ediția noastră specială In Memoriam Ion Druță. Și mai avem acum pe cineva cu care vom vorbi prin Skype. Este vorba de ziaristul Vadim Șterbate de la Soroca. Vadim, te salut. Îmi pare bine că ești cu noi. Aș vrea să ne vorbești și tu despre relația pe care ai avut-o cu Ion Druță, în special, poate în ultima perioadă a vieții lui, atunci când el a formulat și anumite rugăminți față de tine să-i găsești niște rude. Vorbește-ne, te rog, despre această relație. Da, bună ziua. Deci, în ultimii ani discutam în special la telefon, dar și pe e-mail. Și cred că undeva pe la mijlocul lunii septembrie mi-a rugat într-o scrisoare pe e-mail să dau de urmele unei verișoare, unica verișoară a sa de pe tată, doamna Ana, care plecase de mult din sat și nu mai avea rude. Și noroc de oameni de pe loc, am plecat la bibliotecar, la poștar, până la urmă am găsit, i-am transmis contactele, știu că au vorbit, cum mai apoi am vorbit cu verișoara și au discutat și au amintit lucruri interesante, fiindcă i-am spus și am amintit când fusese la Soroca Petru Zadnipru și cu cineva și fusese la ea la colegiu și el probabil presimțea ce urmează și vrea să-și ia rămas bun de la cei apropiați. Da. Ai mai avut, ai întreținut și o corespondență cu el? Da, da. Te rog, te rog. Interesat ce se întâmplă la Soroca. Îl interesat ce se întâmplă cu lumânarea recunoștinței. Era supărat pe autorități că pietrele cele pe care le considera foarte importante cu mesaje, de jos erau băgați, nu știu cum, în fundac și nu prea erau vizibili pentru cei care se apropiau ca să citească. Fiindcă el considera că mesajul acela nu e doar pentru design, dar e un mesaj care omul trebuie să citească, să-l înțeleagă înainte de a urca cele peste 600 de trepte. Dar erau puse mai într-o parte. Mai era supărat fiindcă, bun, citatea lumânarea recunoștinței nici până ziua de azi, la aproape 20 de ani de când a fost inaugurat, nu a fost dat în exploatare. Și mai multe lucruri nu se făceau sau nu puteau fi făcute, prin motiv că nu era dat în exploatare și autoritățile arătau că, uite, asta e. O perioadă era supărat că se percepeau bani de la cetățeni care vreau să intre acolo și nu înțelegea de ce, fiindcă lumânarea a fost făcută nu ca să ia bani de la oameni. Și iarăși avea supărare să și mă ruga uneori să intermediez și mesajele sale să le transmit decidenților locali. Și deseori îi fotografiam zona, în special lumânarea, chiar toamna trecută mă ruga să o serie de fotografii și îi trimiteam. Și partea asta și îmi plec cu energie când auzea de Soroca, când auzea de zona noastră pitorească. Da. Mulțumesc mult, Vadim, pentru această intervenție. Cu Andrei Țurcanu aș vrea să continuăm discuția noastră. Revenim la cuvântarea asta din 89. Da, eu aș vrea să numai ceva să menționez. Cei care s-au expus critic în aceste zile au vorbit nu doar despre prestanța și prestația artistică, literară a lui Druță, adică și despre asta au vorbit și s-au referit foarte mult la felul lui cum Druță știa să învălui totul prin metafore, orice discurs important. Chiar și această cuvântare, dacă eu am ascultat, reascultat-o acum, Druță iarăși apelează la metaforă, metafora asta cu grâul și neghina, cum trebuie curățită, ce înseamnă. În locul unui discurs tranșant, poate de tribun, în legătură cu asta, metafora la Druță, acea faimoasă metaforă, cât de viabilă și cât va rezista prin ea opera lui Druță? Păi dacă luăm metafore separate, cred că nu are o relevanță, dar dacă luăm metafora sau metaforele care sunt încadrate într-un sistem, în fiecare operă, pentru că la Druță fiecare operă este un sistem închis, în care și care este o etapă în creația sa. Și o etapă de gândire, și o etapă de viață, și o etapă de atitudine chiar. Pentru că între, să zicem, la noi în sat, prima lui Cărțulie, care este, de fapt, o carte, hai să zic, ruralistă sau rurală, cu scenete din viața satului, scenete realiste, mai mult sau mai puțin comice, ironice și așa mai departe, după care vine, ca o explozie, vine Frunze de dor, acest poem
poem, pentru că este un poem în proză, absolut imprevizibil pentru literatura de atunci și în care deja este un alt sistem de metaforizare a vieții și de simbolizare a vieții, chiar pornind cu cei doi copii care așteaptă scrisorile de frig, de plouă, de bate vântul și așa mai departe, da? Cu întâmplările cu Trofimaș, cu întâmplările cu Trofimaș când ia pălăria lui fratele care a murit în război și așa mai departe. Deci totul este metaforă. Totul este metaforă. După care vine Casa Mare, o altă metaforă. Urmează Balade din Câmpie, acea deschidere de libertate rapsodică. Balade din Câmpie, care nu trebuie confundată cu partea a doua, Povara Bunătății Noastre, pentru că este deja un alt fel de a face metafore și de a simboliza viața. Partea a doua, deja revine țăranul Onache Cărăbuș din țăranul cela aristocrat arheic, da? Țăranul tradițional, revine un țăran care încet, încet se ia de piept cu istoria. După Povara Bunătății Noastre vine Clopotnița, unde personajul este Horia, cel venit din Bucovina. Horia, Horia, iar un simbol istoric. În plus, coborât din Bucovina istorică, deci coborât. Și Horia se întâlnește aici, la Mănăstirea Căpriana, sau în satul Căpriana, în Clopotnița, în apărarea sau distrugerea Clopotniței, cu cine? Cu Balte. Deci Horia vine de la munte și aici se întâlnește cu Balta. Eu vă dau exemple de metaforizare foarte sugestive, foarte sugestive. Așa e. Mergem mai departe. Deci vine Biserica Albă. Ca Biserica Albă este, zic eu în studiul respectiv, ultima fantasmă a rezistenței noastre. Deci când se mai crede că da, mai rezistăm, mai rămânem, mai dăinuim în istorie cu ceva. Cu ce? Cu credința. Ecaterina pleacă către Mănăstirea Neamț, da? Unde la Mănăstirea Neamț este călugru Arhimandridu, este Paisie Velichkovski, Sfântul Paisie Velichkovski, învățatul, savantul, care a venit de unde a venit? A venit de la Kiev. Fiți atenți, de la Kiev, de acolo a venit credința, dar de la Petersburg vine Potiomkin. De la Petersburg vine puterea, vine puterea imperială. Cu ce vine puterea imperială? Cu vanitatea. Pentru că ei vor să se lățească, vor să ajungă la Constantinopol. Și cu ce se termină? Potiomkin moare în mijlocul drumului și da, nu îi se găsește un bănuț la cei din preajma lui ca să îl pună pe ochi. Din păcate nu mai avem timp. Maestre Beșleagă, ultima întrebare. Practic sunteți de o vârstă cu Druță. Ați făcut parte din aceeași generație. V-ați cunoscut o viață întreagă. Cât de apropiat ați fost de Druță? Recunosc sincer că toată viața mea l-am admirat, l-am citit, l-am apreciat și i-am urat succese. Și am fost întristat când a făcut anumite greșeli sau devieri, dar niciodată n-a avut porniri rebele sau critice sau distrugătoare. Pentru că vreau să vă spun două momente. Eram student
în anul 3 și când a apărut prima lui carte la noi în sat, profesorul meu venerat Vasile Coroban a venit în auditoriu cu acea cărțulie micuț și a spus: iată, în sfârșit a apărut un scriitor adevărat, un scriitor autentic. Asta a fost aprecierea și imaginea de Druț în viața mea. Totdeauna am fost fascinat de stilul lui, de profunzimea lui și de spiritul lui artistic și de metafore lui, cum spunea. Noi vorbim numai de metafore. Când face un autor o metaforă, asta înseamnă că el este chemat, are vocația limbii. Și o operă literară nu ține de politică, de tipografie, dar ține de evoluția limbii. Și deși Druț acum nu este atât de gustat, pentru că limba noastră s-a schimbat. Este altă limbă decât era până la 90, acum este o limbă neologizată, foarte alambicată, foarte tare. Druț vine cu lamura limbii, limba, adevărata limba, așa cum îi spunea Hașdeu. Hașdeu, când a făcut marele dicționar etimologic, s-a oprit la 1800 și a spus că mai încoace în limba s-a amestecat, da. S-a macaronizat. Maestre. Și vreau să termin așa. În imaginația mea, o singură dată am vorbit cu Druță în stradă. Noi personal nu ne-am cunoscut și nici n-am comunicat. Odată am văzut că eu venind de la o editură, am văzut cum cineva se băga în stilul lui și făcea note, schimba. Și eu l-am întrebat, zic: Ioane, cum te permiți tu să se bagi cuțitul în scrisul tău? Atât a fost și el n-a spus niciun cuvânt față de mine. Am uite, înțeles. Și în finală vreau să spun așa. Că în perioada renașterii noastre naționale, mai sus de fostul teatru cinematograf, 40 de ani, nu știu a cui, era un panou mare care scria așa: Pământul, limba, istoria, tradițiile sunt cei patru piloni pe care ține neamul. Și jos scria Ion Druță. Asta a fost culmea contactului sau aprecierii din neamului lui în perioada renașterii noastre. Da. Maestre Bișleagă, drag Andrei, vă mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune. Vă reamintesc că puteți oricând să o revedeți pe platforma Jurnal TV pe YouTube sau pe site-ul meu personal, vânturilecratemăvalurile.com. Ne vedem duminica viitoare, Mișa Grosu Band.